ce-ați făcut? Sunteți vinovat? V-ați bătut? L-ați oprit în trafic? Cum s-a întâmplat? De ce l-ați bătut? Evenimentul încheiat cu rănirea gravă a șoferului care nici nu îi cunoștea pe agresori a avut loc în noaptea de duminică spre luni, pe drumul european 79 pe raza localității Plopșoru. Puși pe scandal și după mai multe pahare de alcool, aceștia au început să oprească mașinile în trafic. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Turceni au identificat 3 bărbați cu vârste de 22, 25, respectiv 36 ani, care în noaptea de 30 spre 31 martie 2014, în timp ce se deplasau pe drumul european 79 pe raza localității Plopșorul, au blocat în trafic un autoturism și se deplasa din sens opus și fără niciun motiv l-au agresat fizic pe conducătorul auto, provocându-i leziuni ce necesită pentru vindecare 65-70 de zile îngrijiri medicale. În urma cercetărilor a fost descoperit și faptul că unul dintre cei 3 bărbați reținuți care a condus mașina în care se aflau avea permisul suspendat. La data producerii evenimentului avea suspendat dreptul de a conduce autoturism pe drumurile publice. De asemenea, în aceeași noapte, cei 3 bărbați s-au deplasat la un local de alimentație publică de pe raza localității Plopșorul, unde au agresat alți 2 clienți ai localului. Toți cei 3 bărbați în vârstă de 22, 25 și 36 de ani din Târgu Jiu și Plopșoru au fost reținuți aseară pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă astăzi dacă se impune arestarea preventivă în acest caz. În urma verificărilor s-a mai stabilit că suspecții au mai oprit o mașină înainte să lovească pe șofer, însă celălalt conducător auto a reușit să scape.